Acesta este primul muzeu de fotbal din Europa de Est, iar astăzi voi încerca să supraviețuiesc 24 de ore în acest loc. Și mai mult de atât, m-am întâlnit și cu unul dintre cei mai buni fotbaliști din România. Înainte să trecem la clip, am o provocare pentru tine. Dacă te abonezi în următoarele 5 secunde și scrii în comentarii cuvântul super, ai șansa să apari în următorul meu clip. Te-ai abonat? La oară, cum intrăm în muzeu, vedem aici, după cu steaua. Mamă! Viața mea, iubirea mea, steaua. România, astea mai vechi așa. Ia stai mă să filmăm aici, în detaliu. Spate, picorile. Aici, tot. Mamă! Mario, uite. Cine-i Mario? Din 96, uite. Uite, deși tu, ăsta adevărat e din 96, da. Cu Bulgaria, pe atunci era, cine era? Stoicovici. Uite cum arătam asta. Steaua rapid, ia vezi ce stem avea România, să-mi pare. Băieți, acum intrăm în cea mai spectaculoasă cameră din lume. Hai, robuțele, după mine. Ia uzi. Ale. Victorie! Băi, ești nebun! Mamă, uitați-vă voi cum arătau ghetele de fotbal aici, acum 100 de ani, 106 de ani. Nici nu eram născut pe atunci. Deci e incredibil cum arătau. Dan Petrescu, ia uite. Uitați-vă cum arătau ghetele de fotbal. Eu de Dan Petrescu. Uitați-vă în 1994 aici. Eu uite Tottenham. Tottenham, da. Se întrebarea e ce să facem într-un muzeu de fotbal acum, pentru că am văzut aici atracțiile turistice, le-am văzut pe toate, dar chestia e că mai sunt și niște jocuri. Pe când unde o să ne ducem, sunt ceva cu mingi foarte tare. Cine testează viteza? Să vedem cine trage mai tare. Viteza cu care nu știu, hai. Pe un milion. Zic cât de tare când sunt. Eu, 80. 80 de kilometri, eu zic 100. Hai, pe un milion. Pe un milion, da, bine. Stai. Hai. Cât? Ia de și mie, ia. Cât a fost? 108. La fel aproape. Băiți, acum o facem un fotbol. Primul care nimerește ăla, verde. Aproape. Trebuie doar o dată, băiți. Mie de la primul ăsta, băiți. Nu știu. Ăsta are bulan cu stângul, ia. Să văd, baby. Spar fața, hai. Hai, băieți, gata, asta e. Hai să mă băieți. Nu! Ce? Am vrut cu mine. Are o mână, știu, să mă facem sorocit. 100 de reguli pentru asta, vinti. Ce? Mingea s-a întoars. Deci, cicl 2 e foarte supărat, fiindcă a reverit bara. Ci! Penalti! Este penalti! E penalti de... Penalti, pușca așa, penalti, hai să vedem, hai să vedem. Champions League! Dacă ne uităm mai bine, îl vedeți pe Tudor Buțan. Uite-mă pe aici, ia uitați-l pe Tudor Buțan. Și... Penalti! Leo, comentează și tu meciul ăsta cu noi aici. Penalti pentru calificarea la World Cup. Nooo, bă băiatule! Edi foarte supărat și cam atât a s-a terminat și meciul ăsta a fost. Aceasta a fost și comentarea, băieți. Deci uitați aici, șosetele astea de munte, de schi. Hai. Primul la 5? Primul la 5, hai. Ce ai făcut, mă, cum ai? Păi tu m-ai scos. Da. Nu zero. Unde?
3-0. Bă, ce crash. 3-0. Ia uite ce gol ține. Joacă golul. Aoleu. Gol. Gol, 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 gol. Ce zici? Mă fură, mă fură. Ce părere ai? Mă pare de bine. Fii atent. Bă, nu mai da așa. Ce-ai băi, Ștefule? Nu mai da. Și băgă-ți-o în poară. Băgați-o mai egală. 3-3. Unde e, mă? Gol! 4! Trebuie să mai dau un gol! Trebuie să mai dau un gol! Ha, ha, ha! Trebuie să mai dau un gol! Unde? Acolo, da, acolo, acolo. Așa. Gol! Te-am bătut! M-ai bătut, nu? Hai! M-ai bătut! L-am bătut, n-are ce să mai... M-a bătut, Robi. Hai să fim comentatori! Acum, băieți, urmează momentul cel mai așteptat din acest videoclip, interviul cu Belo Dedic. Eu am foarte mult respect pentru dânsul, mi-a plăcut cum a jucat în trecut, m-am uitat la câteva meciuri și la câteva secvențe. Urmează să-l întreb câteva întrebări din fotbal, să vedeți acum răspunsurile. Nu uitați să dați un like, v-am pupat! Băieți, îl avem aici pe Belo Dedic, domnul Belo Dedic. Mulțumesc de apariție. Da, vreau să vă adresez câteva întrebări de fotbal. În primul rând, cum a fost fotbalul în trecut? Și de ce credeți că fotbalul românesc puțin a scăzut la nivel? Aoleu, ce întrebări grele! Cum a fost când a jucat dumneavoastră pe teren atunci? Măi, fotbalul, părerea mea, că fotbalul și în trecut și acum e la fel. Numai că noi în trecut eram, viața noastră era mai mult afară. Deci afară și cine trăia în oraș și băieții din sat erau afară și jucau fotbal și era un antrenament individual. Ei, în ziua de astăzi nu există. În ziua de astăzi nu sunt copii, satele sunt goale, oamenii au plecat foarte mulți în străinătate, au venit foarte mulți în oraș. În oraș nu poți să ieși afară în spatele blocului să joci fotbal. Nu mai există teren. Nu mai sunt mașini. Acum dacă vrei să joci fotbal undeva, trebuie să plătești și asta e problema noastră. Înainte nu plăteam niciun ban, nici în oraș, nici când jucam, nici la școală, nicăieri nu plăteai. Acum trebuie să plătești și oamenii. La noi în țară nu prea au bani. La ce echipă? Ai jucat cu cel mai mare drag, cu cea mai mare plăcere? La ce echipă? Eu. Eu am ținut cu două echipe, aveam în inimă, două echipe. Aveam Steaua București și Steaua Beloveni. Deci două stele. Eu am jucat la două stele și am mai jucat la echipa, prima echipă pe care am jucat, era Minerul Moldova Nouă, când eram prin 17 ani, 16 la junior. Dar cele două echipe și erau... În opinia voastră, care credeți că e adevărat o stea? CSA sau FCSB? Noi nu știu CSA, FCSB. Sau o combinație? E o combinație așa, mai... O combinație... Amândouă sunt Steaua, amândouă au... Sunt, eu știu, amândouă. Eu țin cu amândouă. Amândouă și vreau ca amândouă să câștige campionatul, să-mi place bine. Poate se împacă odată. Poate se împacă, să faci o echipă mare. Da. S-ar împăca, ar fi extraordinar. Au un stadion frumos, au un centru frumos, au terenul de antrenament foarte frumoase. Galerie. Galeria care se pare cea mai frumoasă galerie din lume. E, bine, galerie cea mai frumoasă sunt galerii. Eu cred că puțin rapidiștii ăștia, puțin sunt în față, dar are și Steaua și Dinamo. Da. Au galerii frumoase și mulțumesc frumos pentru mine. Dacă v-a plăcut acest clip alături de Robinsu, nu uitați să dați un like. A fost cel mai tare muzeu de fotbal, după părerea mea, și cred că e singurul din Europa de Est. E foarte tare, au avut jocuri aici. Robițu s-a distrat, nu-i așa, Robițu? Da! S-a distrat Robițu aici. Au fost și chestii istorice, care merită văzute, după părerea mea. A fost undeva la 50 de lei biletul, dar merită. Merită, bă, să nu mai facem aici biletul, merită. Da. Așa, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Până atunci, la următoarea viitoare, pa, pa!